Da, cele mai importante meciuri le vom rejuca împreună, așa zice genericul nostru. Hai să rejucăm și astăzi un meci la corner, un meci interesant care s-a disputat sâmbătă. Un meci de handball, al cincelea din acest campionat. CSM Bistrița, CSM Slatina, 32-22. Echipa bistrițeană defilează în Liga a doua, în seria a doua din Liga a doua. Cu cine am fi putut povesti mai bine despre echipa asta decât cu Horațiu Pașca, antrenorul principal al echipei? Horațiu, bine ai venit la emisiunea noastră. Bună ziua, de mulțumesc frumos pentru invitație, bine te-am găsit și bună ziua tuturor ascultătorilor postului vostru. 0263212500 numărul nostru de telefon. Vă punem o întrebare simplă. Credeți că are Bistrița față de Liga 1 la handball feminin? Ați văzut vreun meci de handball? Vă place echipa noastră? Cam asta e întrebarea de astăzi. 0263212500. Puteți intra în legătură directă cu mine și cu Horațiu Pașca, antrenorul principal al echipei de handball. Horațiu, nu ne pierdem în introduceri și vreau să intrăm direct în subiect, așa, și să te întreb dacă nu cumva crezi că ți-ai făcut o echipă prea puternică pentru eșalonul ăsta. Cu siguranță că nu. Poate că arătăm forță și asta este bine, însă competiția este de-abia la debut. Am trecut doar câteva etape din turul de campionat. Cu siguranță că ne va fi din ce în ce mai greu, se acumulează și oboseală. Avem adversari puternici, urmează deplasare complicată la Reșița. Deva a intrat de sâmbătă în campionat. Au câștigat în fața Mureșului la 11 goluri diferență. Cu siguranță că se anunță un campionat lung și greu. Dar ce s-a întâmplat cu Deva? De ce a intrat numai acum? Am văzut și eu că a intrat doar din etapa 5 ani. O să mă abțin să comentez foarte mult despre asta, că am tendința de a mă uita cât mai puțin peste gardul vecinului sau în curtea vecinului. Nu știu, federația a luat o decizie de a amâna debutul în campionat. M-am înțeles că aveau ceva probleme de lot, niște transferuri blocate, mă rog, până la urmă... Amâni, de o etapă, două, dar nu cinci, deja e jumătatea turului și Deva de-abia intră. Dar, mă rog, nu ne-am speriat cu rezultatul ăsta, 10 goluri cu Târgu Mureș și noi, cine știe ce am văzut, ce poate... E o echipă care a anunțat cu Surle și Trâmbiță că își dorește foarte mult să revină pe prima scenă. Ei au și tradiția, au jucat de-a lungul timpului, au zeci de ani, sau dacă nu, an la rând petrecuți în Liga Națională. Sunt obișnuiți cu mare performanță și cu siguranță că își doresc să revină acolo și chiar din primul an. Dar hai să luăm un pic mai de la începuturi, așa. Cum s-a întâmplat cu echipa asta de handball după atâtea amânări, după atâtea păcăleli, după atâtea proiecte eșuate? Ce s-a întâmplat în vara acestui an de am ajuns în situația să avem totuși echipă bună? Povestea a început undeva în vara anului, în vanarului 2014, dacă nu mă șel, odată cu revenirea mea de la Cluj, în care am propus un proiect la care am lucrat împreună cu colegul meu, Radu Moldovan Alexandru, ca să nu existe confuzie, lumea confundă des numele, e doar o coincidență de nume. Și împreună am depus un proiect Consiliului Județean, în care un proiect de vreo 30-40 de pagini, în care ne-am dorit foarte mult să propunem autorităților locale finanțarea serioasă a unei echipe de handball feminin, pentru că un sport în care noi avem tradiție și care de-a lungul timpului a fost o rampă de lansare pentru multe jucătoare care au ajuns să facă carieră la nivel de prima ligă sau de lot național. Și foarte iubit în orașul nostru, se vede asta de sâmbătă. Să da Dumnezeu să rămână așa în continuare. Am găsit disponibilitatea la Consiliul Județean încă din prima fază. Primăria a participat și pătrea și primăria la discuții și dânsii au fost de acord să finanțeze un proiect comun Consiliul Județean CSM Primăria Bistrița. Dar nu știu ce s-a întâmplat anul trecut la începutul campionatului. Am rămas doar cu finanțarea de la Consiliul Județean. Primăria, din motivele pe care dânsii le cunosc și nu le contest, din motivele pe care le-au avut s-au retras și atunci, rămânând doar cu finanțarea Consiliului Județean, nu mai puteam încerca de anul trecut promovarea echipei. M-am bucurat că a rămas Consiliul Județean lângă noi pentru că am reușit să ținem în viață o echipă chiar cu obiective largi, locurile 3-7, iar la finalul sezonului trecut competițional am intrat cu colegul meu la președintele Consiliului Județean și l-am rugat frumos să nu ne schimbe cursul, vieții făcând o glumă, pentru că până la urmă eu aveam oferte importante din Liga Națională și l-am rugat frumos să nu mai pierd, că ar fi păcat să mai pierdem timpul zbătându-le cu obiective înalt sau consumând din bani publici câte puțin fără a avea niciun obiectiv serios. Mă bucur că am reușit să-l conving pe dânsul și pe toți consilierii locali, cărora le mulțumesc pentru faptul că au acceptat să financeze serios
o echipă cu obiective clare de performanță. În unanimitate, să spunem, că e important și asta. Nimeni nu s-a, nici măcar nu s-a abținut, după câte știu eu. Mă bucur din suflet și le mulțumesc că a existat un consens politic în sensul ăsta. Da. Și a venit vara asta, te-a apucat de treabă, ai început să dai telefoane, gândesc. A urmat o perioadă, a fost o perioadă extrem de încărcată din aprilie, de când am avut girul președintelui Consiliului Județean că va finanța serios această echipă la nivelul la care să-și dorească să promoveze în prima ligă. A fost o perioadă destul de dificilă și de agitație majoră din aprilie până undeva pe la mijlocul iulie, când am reușit să ne definitivăm lotul. N-a fost greu pentru că am fost în permanență pe drumuri cu colegul meu, foarte multe discuții cu jucătoare și din păcate ceea ce a durat cel mai mult a fost să le convingem într-un fel sau altul că la Bista se dorește performanța majoră, pentru că noi de vreo 6-7 ani tot afirmăm că dorim, să nu s-a întâmplat. Mă bucur că am reușit să le conving, mă bucur că am reușit să le aducem, să aducem la Bistrița. Cred eu că e o mare câștig pentru oraș venirea jucătoarelor, în primul rând pentru că ne pot ajuta și pe noi să creăm o întreagă emulație, sunt jucătoare de valoare și una peste alta, ceea ce ne-am dorit foarte mult e să avem o echipă competitivă care să creeze emulație în jurul ei în jos, în așa fel încât să vedem cât mai mulți copii la acest sport sau cât mai mulți copii la sport în general. Și a început campionatul, mai întâi cu o prezentare și două meciuri amicale bune, foarte bune, dar apoi a început campionatul în forță cu scoruri astronomice, deși jucai doar câte o repriză cu titularele, fiindcă în repriza a doua foloseai mai mult jucătoarele de pe bancă. Cum? Ai fost un pic surprins și tu așa de forța echipei sau te așteptai să fie așa de puternică? Cu siguranță că n-am fost neapărat surprins de forța echipei și fără a desconsidera pe nimeni, să rămânem un pic cu picioarele pe pământ. Am și întâlnit în primele două partide, am întâlnit două echipe nou înființate, două echipe care și-au făcut un lot în așa fel încât doar să poată participa în prima ligă. Mă așteptam să fie diferențele ăsta de scor, să una peste alta, tu să vedeți că treptat o să ne fie din ce în ce mai greu, pentru că se acumulează și oboseală. Adversarii deja încep să crească calitativ. Încep să vă cunoască. Încep să ne cunoască, toată lumea o să încerce să ia măsuri. Bineînțeles că nici jocul nostru nu va sta pe lung și nu vom juca la fel cap coadă de la început până la final. Dar deja am bătut trei echipe importante de acolo, din mijlocul clasamentului. Pe Slatina, pe Pitești și, hai să zicem, și pe Târgu Mureș. O echipă care vine din prima ligă. Bine, Mureșul vara suferit. Ai dreptate, primele două să zici că au fost cum au fost. Arad și mai cine... Arădul și Oradea în prima etapă și după aceea la Arad. Da. Apoi au venit trei echipe care credeam că sunt contracandidatele noastre la promovare și distracția a continuat, la fel. Cu siguranță că au rămas în continuare contracandidatele noastre, pentru că fiecare își face calculele lui, campionatul e lung și fiecare își dorește să-și recupereze punctele pierdute. Dar sunt convins că lumea încă n-a știut de unde să ne ia, cum să ne ia. Ai perfectă dreptate. Bun. Avem forță și asta este îmbucurător. Bun, pentru și tu zici că vine, că e campionatul lung, că nu știu ce. Bun, dar ce echipe mai sunt? Că dacă ne uităm în clasament, mai e Reșița, asta cu care jucați etapa următoare, dar care a pierdut la Slatina la 10 goluri. Deci la echipa asta pe care am văzut-o acum, așa. Mai e Brașovul, care a luat deja o înfrângere. Și Timișoara. Cam astea sunt toate echipele din seria asta, că pe restul cu restul am măturat pe jos. Nu cred. Eu zic că ești modest și vrei să le ții așa, vrei să ții jucătoarele așa în priză. Dar părerea mea personală, sigur că nu o să o împărtășești, e că n-ai cu cine te bate în campionatul ăsta. Eu aș pun un mare semn de așa, trage un semnal de alarmă în ceea ce îi privește pe Reva. Chiar și Reșița, mai și spus, e Reșița o echipă pe care eu o apreciez foarte mult. Au un antrenor foarte bun, suntem de vârstă apropiate, știu ce lucrează, știu ce face. Reșița? Da, e o echipă tânără care beneficiază de experiența unei sportive ca Irina Muntanu, care are state vechi în Liga Națională și care oricând poate să pună probleme. Întotdeauna am avut o filozofie din momentul în care am început să antrenez, poate nu chiar din primii 2 ani, dar după ce m-am pârlit de 2 ori, sau m-am fript de 2 ori, ca să zic așa, am început să învăț, că în sport trebuie să fii cât se poate de cinstit, pentru că altfel, dacă încerci să-l păcălești, sportul te va păcăli cu siguranță și mi s-a întâmplat asta la Cluj, când eram pe banca universității.
venisem după două meciuri câștigate acasă cu două echipe mult mai bine cotate decât Universitatea Cluj la momentul respectiv, iar aceste meci date de Vătrans și Brăila. Ne-am dus la Constanța, veneam din poziția a treia din Liga Națională, ne-am dus la Constanța, care era pe ultimul loc o singură victorie, și am venit de acolo după o excursie pe care noi am făcut-o la mare, într-un fel de conectați după două jocuri importante pe care le-am câștigat, contrar cursului normal, și am pierdut la Constanța la 8 goluri de manieră categorică, în care... Și atunci pur și simplu a fost ultima dată în care am învățat că de fiecare dată când încerci să-ți desconsideri adversarul sau în momentul în care nu-l iei în serios, risc să fii păcălit și da. Păcălit major. Da, procedezi corect, da? Lași totul, lasă totul în seama noastră când e vorba de desconsiderare, las că le desconsiderăm noi, presa. Ca să fie totuși păstrat un echilibru acolo. 0263212500 numărul nostru de telefon. Vă reamintesc, vorbesc cu Horațiu Pașca și vreau să vă întreb dacă credeți că avem echipă de Superligă la handbal și dacă merităm să promovăm în acest prim eșalon. Vreau să știu, în primul rând, cum ai convins-o pe Andrada Maior Pașca, cea care i-a vrăjit pe toți bistrițenii la ultimele meciuri, mai ales la ultimul meci de acasă. O extremă stângă extrem de harnică, de muncitoare și de sufletistă, care a marcat foarte multe goluri până acum, a reușit 10 goluri chiar în etapa asta, dar dincolo de golurile astea, arată așa, pune suflet, vede că pune suflet, se vede că trăiește pentru echipa asta, că îi place handbalul și că îl joacă cu plăcere. Cum, unde a fost Andrada Maior Pașca? Tu spuneai la sfârșitul meciului că, după părerea ta, e una dintre primele 5 extreme din România. Unde a fost până acum? Și rămân în continuare la părerea mea, cu riscul de a deranja pe foarte multă lume. Să nu uităm că vorbeam de modul în care Andrada Maior Pașca luptă pentru echipa asta. A făcut-o cinstit întotdeauna, indiferent la ce echipă a jucat. Și una peste alta, aș vrea să vă spun că toată lumea care face parte din echipa asta muncește la fel de mult. Ea iese un pic în evidență pentru că ea este într-un fel vârful de lance, echipei. Să nu uităm că ca să poată ia dată de multe goluri pe contraatac pe care îl duce de una singură, pe lângă ea mai aleargă și extrema de pe partea cealaltă, Adriana Tămaș, care compensează într-un fel sau altul să atrage un adversar. Pasele pe care le primește ori din apărare, ori de la cetățeanul. Echipa e extrem de importantă. Mă bucur foarte mult pentru Andra că a reușit să adapteze atât de ușor la Bistrița. Ea vine din Baia Mare. A fost crescută și formată la Baia Mare, în mare parte timpului de mama ei, care este o colegă de brazlă pe care am apreciat-o de-a lungul timpului. Și ea în ultimii trei ani pur și simplu a explodat. Sau ea într-un tren ascendent. Eu m-am dorit foarte mult să o transfer și în momentul care am pe banca Universității Cluj. Am avut o tentativă azi vară, n-am reușit să o aducem anul trecut în vară. Mă bucur foarte mult că până la urmă a fost alegerea ei. Ea avea Baia Mare nepăstrând în lotul pentru anul ăsta. A dorit foarte mult să o promute în prima ligă. Ea anul trecut a fost împrumutată la Zalău, din câte am înțeles s-a interesat de ea Brăila, Craiova, echipe importante din handbalul românesc. Ea a ales să vină la Bistrița. Se simte bine, îi place la Bistrița. Sigur, n-aș vrea să minimalizez rolul celorlalte jucătoare, bine zici tu, e adevărat, toate sunt foarte valoroase, e la fel de adevărat cum zici tu că Andrada e vârful de lance și se vede, ea e mai vizibilă în atacul nostru și celelalte își fac treaba foarte bine. Nu mai vorbesc de Geta Vârtic, care a fost readoptat așa de public după perioada în care a jucat la Liceul Bucurian Sportiv și la RAL, echipa RAL-ului pe vremuri. Geta e adorată, efectiv, de publicul din Bistrița. Am văzut-o asta și spre finalul meciului, la final, când obișnuiți voi să dați mâna așa cu spectatorii. Geta e un idol deja pe aici, prin tribune. Și e și simpatic, așa, cu fizicul ei de ruibistă. O iubește lumea, da. Ar trebui să stăm două zile jumate să povestim de Geta. E bistrițeancă. Da. Și cred că a spune totul. Ea s-a întors la Bistrița cu sufletul, s-a bucurat foarte mult în momentul în care am sunat-o și am zis că doresc, pur și simplu, că dorim foarte mult să creăm o echipă competitivă aici și a zis, bă, aștept chestia asta de aproximativ 15 ani. Să dorească cineva să facă o chestie serioasă la Bistrița. A venit în vizită, s-a convins,
că toate lucrurile, că sunt cât se, că toate lucrurile sunt cât se poate de, de profi realizate, că ceea ce se dorește aici este o chestie profesionistă și de viitor, nu care apare astăzi și dispare, și dispare mâine. Și mă bucur foarte mult că acceptați să se întoarcă și să pună, să pună umărul la, la ceea ce vrem noi să facem. Da, are așa o atitudine că dacă n-ai cunoaște și ai fi picat așa de pe lună în sală, când ai vedea-o prima dată, ai zice, bă, ce-i cu fata asta în, în, în echipament sportiv aici? Că nu, nu, nu prea e din filmul ăsta, dar după primele două schimburi de mingi, te convingi clar că e indispensabilă, clar în apărare, iar în atac are, are niște zvâgniri super tare, adică golurile alea ei cotite așa, gen Maricel Voinea, nu știu dacă le-am mai văzut la, la fete. Dacă, e, dacă, dacă ar fi să-ți are lista de echipe care s-au interesat de Geta în vară și a acceptat să vină să joace în Liga 2, ai zice că am realizat, în vară am realizat mici minuni cu aducerea lui Claudia, da. Cetățeanu, cu aducerea lui Alexandra Ciunta, lui Andra Pașca, al lui Geta. Da. Poate n-ar fi o idee rea să, să o cooptați pe Geta Vutic în viitor, așa, nu de acum. Un staful tehnic, cine știe, o funcție cu, cu, de, de antrenor secund sau cine știe, o grupă de copii, fiindcă oameni de ăstea n-ar trebui scăpați din mână, care reușesc să se întoarcă. Și mă refer aici, mă gândesc în, în special aici la, la Șorodoc, care iată acum a primit o funcție de antrenor secund la Alba Iulia, nu la Alba Iulia, unde joacă, la Sebeș. La Sebeș, da. La Sebeș, care a făcut un sezon extraordinar la noi în anul trecut sau cu 2 ani? Anul trecut? Cu 2 ani, anul trecut a evoluat pentru Sebeș în Liga 2 și a fost unul dintre pionii promovării Sebeșului. Exact. Și care în loc să, să-și înfigă rădăcinile mai bine aici, în pământul ăsta de unde a plecat, uite că se întâmplă treaba asta la Sebeș. Am scăpat-o printre degete pe Alina Mărean Șorodoc, care ar fi făcut, cred că ar fi avut loc excelent în echipa ta de acum. Ar fi avut loc cu siguranță, noi am făcut ei o ofertă în vară, am încercat să o readucem, însă am pierdut-o în, am pierdut-o în, în iulie 2014, odată cu reducerea drastică a finanțării pe care am avut-o, și a avut o ofertă importantă de la Sebeș, până la urmă se apropie de un, se apropie de un final de carieră și erau oricât de, oricât de cu suflet ai stat, până la urmă ai familie, te gândești, la, te gândești și la familia ta și oferta celor de la Sebeș se întâmplă să o cunosc și era una de nerefuzat. Da, sigur, se poate întâmpla și cu echipa noastră treaba asta. La anul viitor, deocamdată e bine, dar mai greu e când încep să termine banii, atunci apar probleme. Acum e bine, ne distrăm, e frumos, batem pe toată lumea, moralul e sus, banii sunt cont, tot, tot e bine și frumos. Cum stați cu socotelile? V-ați drămuit așa până, până pe finalul campionatului? Sau deja ați gata? Nu. Beneficiem de... Toată lumea știe care este finanțarea Consiliului Județean, un milion de lei noi. Absolut toate cheltuielile sunt calculați până la ultimul leuț. Toate jucătorile care au venit, toate salariile, toate cheltuielile de deplasare, toate cheltuielile de cantonament, se încadrează în buget. Tot ce vine extra este binevenit. Da. N-au apărut încă sponsori care să se apropie de echipa asta, fiindcă ați plusat foarte tare la capitolul imagine. Și toată lumea în oraș vorbește în momentul ăsta de, despre echipa de handbal. Eu cred că acum ar fi momentul să, să găsiți niște firme care să-și asocieze un pic numele cu, cu echipa noastră de handbal. Și acum, sincer să fiu, chiar dacă poate îmi fac un deserviciu, dar mi se pare inutile reclamele alea acolo cu nume de ziare și de... firme așa puse din, din, din burtă mai mult, în loc să puneți o firmă care să și plătească ceva. Că noi, de bine de rău, mediatizăm evenimentele astea și dacă ne puneți acolo și dacă nu. Cred că n-ar fi rău să, să vă gândiți la treaba asta. O să iau așa început vis-a-vis de, de ceea ce m-ai întrebat tu. Am avut o campanie destul de... Am plusat foarte mult la capitolul imagine, în primul rând pentru ca bistrițenii din toate colțurile județului să știe în permanență ceea ce vrem noi să facem și că această echipă există și că își dorește să facă performanță, în primul rând pentru comunitate. Pentru că plăcea nu este echipa mea personală, e o echipă a întregii comunități finanțată din bani publici și cred că aici este comunitatea e cea mai importantă. Nu am cerut deocamdată nimănui nimic pentru că am mers pe principiu. M-a întrebat și președintele Consiliului Județean la un moment dat și am zis haideți, lăsați-mă să oferim noi ceva prima dată, să demonstrăm că avem calitate și după aia să cerem cuiva ceva.
Asta poate că n-a fost tocmai inspirat ceea ce am gândit, însă mie, așa mi se pare corect și la ora asta. E corect ce zici, dar eu cred că e timpul să reușiți să atrageți și niște bani. Și deocamdată nu e un secret, toți sponsorii și toate numele pe care noi le portăm pe tricou, mi s-a părut normal că atât timp cât voi ne promovați imaginea să fiți, să apăreți alături de noi, voi toată mass media din Bistrița. Da, cu plăcere ne-am dat la o parte, dacă am ști că vă vin niște bănuți acolo de la niște firme puternice, fiindcă de bine de rău mai avem niște firme în județul ăsta și nu înțeleg de ce ocolesc filmele astea sportul, fiindcă avem un Rombat, avem un Comelf, avem un Leoni, avem un Teraplast, niște filme foarte puternice care finanțează sportul la nivel general, așa, în toată țara asta, Campionatul Național de Motociclism, Liga Profesionistă de Fotbal, dar punctual echipele de aici, de la noi din județ, nu prea sunt băgate în seamă. O să insist mai mult pe treaba asta, fiindcă nu-i în regulă. Și oamenii de acolo, mi se pare că stau așa pe niște fotoli înalte, așa, și ne privesc cumva de sus, așa, când vine vorba de sponsorizare. Și nu știu dacă e în regulă, fiindcă deocamdată am văzut pe tricourile din Wolfsburg Volkswagen-ul pe piept, adică ăia din Wolfsburg nu-și permit să susțină echipa din Dortmund și să nu o susțină pe a lor din orașul lor. Asta zic, nu-i corect deocamdată, ar trebui să mai bateți un pic. După cât un meci de ăsta, să mai bateți un pic la ușă la Rombat, să mai bateți un pic la ușă la Leoni și la toate firmele astea și dacă vă scot pe ușă, să intrați pe geam, cum se zice. Nu știu dacă am făcut bine sau nu. Am încercat să tragem în jurul nostru cât mai multă lume, am zis că încă nu batem la ușă până în momentul în care nu avem ceva de oferit și nu demonstrăm că avem calitate și că putem oferi calitate celor care urmează să ne finanțeze sau doresc să ne finanțeze. Iar marile companii din Bistrița, m-am gândit că putea face parte eventual într-o a doua etapă a proiectului. Asta a fost și o discuție pe care am zis chestii din casă, pe care am avut-o și cu președintele Consiliului Județean, în care ei și-au asumat, nouă ne ajung, și ne-am gândit să implicăm într-o a doua etapă a proiectului, care a doua etapă a proiectului depinde foarte mult de prima, de promovarea în prima ligă. Da. Cum ți se pare ideea asta a implicării totale așa a Consiliului Județean și mă refer aici inclusiv la trainingul lui Radu Moldovan îmbrăcat acolo frumos în training și așezat aproape de banca voastră? Unii nu văd cu ochi buni implicarea asta, deși din punctul meu de vedere eu zic că am ajuns într-un punct în care e bine oricum numai să vină bani către sport. Dar cum vezi tu lucrurile astea? Sala un pic îmbrăcată în cam mult roșu la lansarea aia oficială, apoi prezența lui Radu Moldovan aproape de voi la fiecare final de meci. Cum vezi lucrurile astea? Cum vezi implicarea asta politicului în sport în momentul acesta și strict legat de echipa ta? Vorbesc de Consiliul Județean în ansamblul lui, cu toți membrii care fac parte, cu toți consilierii, cu toți consilierii județeni. Cred că implicarea lor și acordul total pe care și l-au dat pentru că această echipă să fie finanțată din bani publici este un mare semn de respect, din punctul meu de vedere, este un mare semn de respect la adresa unei comunități în care sportul de echipă șchiopăta sau era în moarte clinică. Odată cu dispariția gloriei sau cu ajungerea gloriei în situația în care a ajuns, nu mai aveam handbalul băieți închis, nu știu, cine trebuie să-și asume acolo responsabilitatea pentru faptul că a dispărut și să-și o asume, nu, să te opămpiu, vorbesc cam la nivel de seniori. Volei n-avem de foarte multă vreme, basket n-am avut, nu știu dacă am avut vreodată, deci cred că acordul Consiliului Județean cu toți lui a fost un mare semn de respect pentru comunitatea acestui județ. Implicarea președintelui Consiliului Județean, acum pot să vă spun, în ultima vreme suntem destul de aproape pentru că e un mare pasionat. Dacă lumea încearcă să-l acuze de unele sau de altele, n-au decât să o facă. Din punctul meu de vedere, este un extrem de mare pasionat care se interesează în permanență de sănătatea fetelor, de dacă sunt ok, dacă sunt sănătoase, dacă au tot ce au nevoie. A lăsat ușa deschisă tuturor membrilor staff-ului și a echipei în ansamblului și acolo CSM, dacă sunt probleme. Din câte am înțeles, acum recunosc, noi l-am prins pe el într-un fel sau altul, prins în ghilimele. L-am invitat pe dânsul înainte să înceapă finanțarea asta, l-am invitat împreună cu colegul meu, l-am invitat pe domnul Radu să facă împreună cu noi o deplasare, pentru că noi primisem niște invitații de la Baia Mare, de la un meci de Liga Campionilor, în care Baia Mare juca cu Save Hov acasă.
cred că atmosfera, modul în care oamenii aia din Baia Mare se bucurau, de acolo a venit absolut hotărât să ne susțină în demersul nostru de a convinge Consiliul Județean să finanțeze această echipă. Da, asta pot să confirm și eu, că e un mare pasionat numai de handbal, de sport în general și că ar face foarte multe lucruri, cu atât mai mult cu cât, iată, într-o perioadă destul de tulbure, așa, pentru cei din funcția lui, a reușit și insistă să finanțeze această echipă de handbal. Cum vedem, vreau să te întreb, cum vedem evenimentele care se întâmplă la Baia Mare în momentul ăsta? Tot așa, făcând o analogie cu Bistrița. DNA-ul bate la ușile clubului, la ușile Consiliului Județean. Ce se întâmplă pe acolo? Cum vezi tu lucrurile astea? Mie mi-e foarte greu să vorbesc de cazul lor, pentru că și președintele executiv Liviu Bala și Daniel Coteț sunt oameni cu care eu de-a lungul timpului am colaborat, sunt oameni pe care pot să-i consider prieteni. Din cât am înțeles din comunicatele pe care le-a dat DNA-ul, n-a fost vorba de niciun fel, nu s-a pus problema legată de finanțare, s-a pus problema că din interiorul clubului au dispărut niște bani. Și chiar pe asta am și insistat. Și atunci de ce a cercetat președintele Consiliului Județean? Că nu înțeleg. Nu, e din câte am cercetat primarul. Asta n-am mai văzut. N-am mai văzut asta și nu m-am... Peste tot se vorbește de spălare de bani. Mie mi-e greu să vorbesc despre asta. Oamenii mi-s prieteni. Mie mi-e greu să cred că au și făcut ceea ce s-a vehiculat. Mm-hmm. Eu le doresc tot binele din lume. Revenim la Bistrița. Aici, înainte de a intra în povestea asta de finanțare, Consiliul Județean n-a făcut altceva decât să pună o armată de juriști în frunte cu domnișoara Mica Oprea, care este șefa departamentului juridic din Consiliul Județean, să găsească varianta legală cât se poate de transparentă și de publică prin care Consiliul Județean poate finanța această echipă. Din câte am înțeles, am insistat foarte mult ca totul să fie făcut la vedere. Am insistat foarte mult ca banii să fie ținuți de Consiliul Județean, iar CSM-ul să depună un decont la final de lună și Consiliul Județean să verifice povestea asta, tocmai pentru a nu avea sub nicio formă probleme, tocmai pentru a evita riscul ca noi, cei din CSM, să greșim într-o oarecare măsură, neintenționat vorbind, și așa mai departe. Și acum, din punctul meu de vedere, și vorbim și cu alți colegi din țară, cred că CSM Bistrița cu echipa de handbal e unul dintre cele mai legale și cele mai stabile cluburi din handbalul românesc. Bine ar fi să și rămână așa, că deocamdată cred și eu că așa se întâmplă lucrurile și ai dreptate, ar trebui făcute la vedere, cu presa în spate de fiecare dată când faceți câte o mișcare. Aș fi curios să aflu, sigur, cam cât câștigă jucătoarele astea pe care le-ați adus acum, fiindcă e interesant, toate amănuntele astea contează și lumea deja caută subiecte noi, că am văzut centrare de pe dreapta, gol din aeriană și așa mai departe, astea le vorbim încă o oră după meci, dar apoi toată săptămâna lumea despică firul în patru și vorbește despre tot felul de chestii. Ai auzit cât câștigă fata asta, unde stă fata asta, la altă. Hai să le alimentăm un pic curiozitatea asta. Cât câștigă o handbalistă la Bistrița Orașului? Dacă tot e vorba de bani publici și putem vorbi. Sigur. Acum, eu nu o să ocolesc acest răspuns, o să o fac dintr-un singur punct de vedere, pentru că contractele au, fetele au insistat pentru o clauză de confidențialitate, bineînțeles, care nu se supune opiniei publice. Nu am cunoștință despre suma exactă a tuturor, pentru că o parte din negocieri nu le-am purtat eu. Eu am vorbit doar despre cu restul, s-au înțeles cu conducerea clubului vis-a-vis de cât vor câștiga. Nu au salarii imense, din punctul meu de vedere au salarii pe măsura experienței, pe măsura CV-ului, pe măsura ceea ce au făcut ele. Cam cât? Între cât și cât? De-a lungul timpului. Adică din respect pentru fete. Ba da, din respect pentru banii publici te întreb eu, nu pentru fete. E foarte simplu să faci o adresă către club și clubul ți le poate pune la dispoziție. Eu nu o să risc. Sunt contractele franțate din bani publici, pot fi dispoziția tuturor autorităților. Nu că ar fi sume mici, că până la urmă, dacă își ating scopul, își merită banii. Nu asta e problema. Pură curiozitate, așa. Iar de stat, o parte dintre fete, pentru că așa e normal să fie, o parte dintre fete stau în chirie, unele stau într-un apartament cu două camere, stau două, altele în funcție de statut, unele stau
stau în chirie într-un singur, într-un apartament cu două camere, în care peste tot în sportul profesionist, clubul care le angajează plătește chiria, ele își plătesc utilitățile și cheltuielile, pentru că ar fi, auzeam la un moment dat pe cineva povestind că noi plătim tot, nu plătim tot, plătim chiria, plătim chiria fetelor și e normal că fiecare să-și plătească cheltuielile, pentru că s-a întâmplat acum 2 ani în Bistrița, în care clubul plătea cheltuieli, inclusiv cheltuielile fetelor care stăteau în chirie și te trezeai cu cheltuieli de la fabuloase de... sau a sportivilor, nu neapărat că nu e vorba numai de handbal, însă nici nu poți, vine iarna, poți să-și lase centrala pe 35 de grade permanent și atunci, nu, cheltuielile în orice club profesionist, fiecare își plătește cheltuielile și chiria este asigurată de club. Da, lapte și miere, Petrică, ce zici? Până acum e bine și frumos. Hai să mai ridicăm o minge la filo, că uite, au fost foarte multe lucruri care mi-au plăcut la meciul ăsta și în sală, de regulă, la meciurile echipei noastre de handball. Foarte multe și le-am și postat pe Sportul Bistrițean de-a lungul acestor meciuri. Da, însă sunt și unele lucruri care nu-mi plac și nu numai mie sau mie, ci oamenilor care vin la handball. În primul rând, mie nu-mi place lumina din sală. Și am observat că foarte mulți oameni sunt deranjați de sala asta. Acum, sigur că nu-i vina ta asta și sigur că nu poți rezolva tu lucrurile astea. Dar comentăm de dragul comentatului. Cum să rezolvăm treaba asta? Fiindcă dacă tot ne-a făcut o echipă așa frumoasă, dacă tot vine lumea în sală așa câte 1000 de oameni la fiecare meci, aproape 1000 de... Nu-i normal să mai punem un bec de 100, nu unul de 40 acolo într-o dulie? Și vreau să te întreb, iartă-mă, dacă nu cumva se simt deranjate fetele de treaba asta, dacă vezi bine, fiindcă eu, de pildă, am jucat de câteva ori fotbal în sala polivalentă și e foarte greu din cauza luminii. Dacă tot povestim de asta, o să fac cu ocazia asta un apel la domnul Constantin Florian, directorul DJS-ului. Sistemul de lumini e unul eficient, însă sunt becuri care s-au ars și probabil că ar trebui înlocuite. Și pe noi ne deranjează. O altă problemă și pe care am ridicat-o și anul trecut, fără a deranja pe nimeni, însă eu mă gândesc cu îngrijorare la faptul că vor veni temperaturi cu minus, cu minus afară. Din punctul meu de vedere, actualul sistem de încălzire din sala polivalentă este total ineficient. În primul rând, este dublu consumator, consumă gaz, consumă curent, este poluant fonic, pentru că turbinele alea, eu nu mai pot vorbi numai în fluier, pentru că altfel nu mă aude nimeni în condițiile în care merg și, din punctul meu de vedere, sunt montate un pic cam prea sub tavan. Ele suflă aer cald, nu-l radiază și atunci tot aerul cald se ridică și deja este trimis undeva sub acoperiș și la nivelul său le simte foarte puțin. Da. S-au plâns fetele de treaba asta, cu lumina, cu căldura, cu apa, am înțeles că n-ați avut nici apă la finalul meciului. Din câte am înțeles, acolo a fost o simplă greșeală, centrala funcționa, o mică defecțiune pe boiler sau un boiler care s-a golit și până a reușit să refacă cazanul, se reumple, mă rog. Da, că sunt multe evenimente în sala polivalentă, avem fiecare zi concursul de motocross, de tot felul, Liga Campionilor, la futsal, avem la două săptămâni, cum dracu să nu meargă lumina și apa, că nu prea înțeleg, fără să supărăm pe nimeni, că sunt prietenii noștri și noi vorbim chiar din holul sălii polivalente în momentul ăsta. Dar nu cred că nu putem face pași în plus și în direcția asta, că trebuie să ne modernizăm un pic. Eu sunt convins că lucrurile astea se vor rezolva cât de repede. Acum am tras un semnal de alarmă, nu un acuzat pe cineva, pur și simplu am dorit foarte tare, pentru că chiar mă îngrijorează sistemul de încălzire a sălii polivalente și faptul că anul trecut, de exemplu, cu un sistem care mergea, ne pregăteam cu geci pe noi și la un moment dat fetele cu mănuși, cu degetele tăiate, în așa fel încât să... Era frig. Riscăm să ne îmbolnăvim, riscăm să n-ai tot lotul valid la un meci important, sau riști pur și simplu să-ți cadă performanța sportivă, că te lovești de răceli și de... Da. Păi și nu-i ca adică să investim 10 milioane de euro într-o pârtie și să jucăm handbal cu mănuși. Păi, hai să fiți până la urmă, nu tot în comunitatea asta rămân banii. Suntem un pic caragioși, nu? Hai să zicem că acum am început un campionat nou și așa, suntem la început. Da, dacă vrem să intrăm în prima ligă, cu sala asta putem juca în prima ligă? Putem juca, însă un prieten foarte bun de meu de la Cluj, bistrițean plecat la Cluj și care investește sau se ocupă de echipa de handbal de la Cluj, mi-a zis la un moment dat, băi,
o să promovați în prima ligă și o să jucați, o să aveți cea mai urâtă sală. Îți convins, din câte am înțeles... Bine că știu, jucăm afară, că pe vremuri nu mai jucam și pe afară. Din câte știu, din discuțiile pe care le-am avut cu Florian Constantin și cu președintele Consiliului Județean, sala este prinsă pentru o modernizare sau o reabilitare generală pe Compania Națională de Investiții și eu aștept cu mare interes să văd ce urmează să se întâmple. Acum ne mai lovim de o chestie. Dacă cu voia lui Dumnezeu reușim să promovăm în prima ligă și sala intră în reparații capitale, o să ne împingă să jucăm în sala liceu sportiv cu 200 de oameni. Aole, pentru că s-ar bine, putea să dureze. Bine, eu am avut o propunere, poate mă și eu de cea pe calea asta. Îi spuneam mai în glumă sau mai în serios așa președintelui Consiliului Județean că poate convoacă primăria la o chestie și punând mână de la mână poate fac o sală nouă și o lasă pe asta, o modernizează pe asta la nivel bazic, adică schimbată suprafața de joc. E în proiectul Wonderland-ului treaba asta, o sală cu 5.000 de locuri și așa mai departe, dar cine mai crede în minciunile astea? Și până e gata jocă și fică mi-e hambar. Da. Cine mai crede în minunile astea? E cu siguranță că trebuie obligatoriu schimbată suprafața de joc. E o suprafață de joc. Aoleu, și suprafața e problemă. Trebuie schimbată lumina, căldura, apa, suprafața de joc și mai ce? Scaunele sunt bune, hai să zicem. Eu zic că scaunele le-am putea păstra în condițiile în care le-am dat o culoare mai deschisă, că e mult prea încărcată și mult prea întunecată să la pune. Sonorizarea, nu mai vorbesc, că dacă nu veniți voi cu laptopul de acasă, nu s-aude nimic în sala. Și așa, sunt meciuri la care nu se înțelege absolut nimic din tribune ce se vorbește acolo. Deși știu că faceți eforturi, că am văzut că aduceți un sistem de sonorizare special sau propriu, cum să zic. Puneți voi în stația voastră. Da, chiar așa. Avem două tabele și alea aduse de pe undeva recent, de pe la, că nu funcționa aia veche de pe vremuri, dar și din astea două funcționează una. Eu mă bucur că le-am și peste și că văd sala polivalentă din ce în ce mai plină. Sunt detalii pe care cred că cei care se ocupă de povestea asta până la urmă le vor rezolva, pentru că și situația sper să fie de așa natură încât să impună modernizarea asta. Vorbeam de suprafața de joc. Da. De ce vorbesc eu despre asta? Pe suprafața de joc mă antrenam și eu când aveam 15, 16, 17 ani. Pe suprafața de joc cânta și cena cu flacăra, nu că te antrenai tu. La momentul respectiv era o suprafață bună. Lemnul are mult prea mare elasticitate. Acum poate lumea zice că nu exagerez absolut deloc. Are în anumite locuri, probabil că și structura de subelasticitate mult prea mare. E o suprafață de joc extrem de lentă. Marea majoritate, cei care Clujul a înțeles, Baia Mare a înțeles, cei care fac mare performanță au înțeles că ai nevoie de o suprafață, că ai nevoie de o suprafață. Poate duce și la accidentări suprafața asta? Da, pentru că e denivelată. Da, pentru că e denivelată, mai ales și acolo către partea de tribună, dacă e să ne uităm exact lângă mantinelă, e denivelată chiar foarte tare, e chiar curbată, e un mic delușor așa. Să parchetul cu sapa, și are anumite lucruri în care sunt denivelate și, Doamne ferește, că ești predispus la entorse. Nu de altă, dar deja ai trei fete în infirmerie și ai zis și la începutul emisiunii că asta poate fi o problemă. Dacă se mai accidentează două, trei până la final, nu știu zău dacă facem față cu locul ăsta. Acum, mi-aduc aminte că tu m-ai criticat la un moment dat în care mi-ai zis că dacă ai fi plătit bilet, ai fi văzut handbal numai 20 de minute. Eu acolo am evitat să-ți răspund. Te rog, ai răbdare acum. Am evitat să-ți răspund. Am încercat din toate punctele de vedere, știind cât de lung ești. Dar să le explicăm și oamenilor ce am vrut să zic. Am vrut să zic că în primele meciuri, jucătoarele bune, titularele, au fost folosite doar un sfert de oră, 10-15 minute, hai cel mult 20 și apoi au intrat rezervele și asta era ideea, că am plătit preț de bilet întreg și am văzut doar o jumătate de meci, ca să înțeleagă lumea. Eu nu sunt de acord cu tine, eu cred că noi am văzut handbal de calitate și în momentul în care au intrat fetele mai puțin folosite până atunci. Am evitat să le folosesc. Știu că toată lumea și-a dorit să vadă, mai ales noile achiziții, pentru că pe restul le cunoaștem, măsa noastră de ceva vreme și le știm. Mi-aș dori foarte mult. Eu m-am gândit în perspectivă și l-am folosit mai puțin, pentru, în primul rând pentru că jocul nu a impus-o și doi la mână ne-așteptat, am trecut o săptămână infernală, mai urmează altele. Am un meci în mijlocul săptămânii la Mureș, meci acasă cu Slatina, cu o echipă care, dacă vorbim de Slatina, mi-a plăcut foarte, foarte mult jocul lor. Mă bucur din toate punctele de vedere că le-am găsit și antidot și că am reușit să remigem de manieră clară. Puteam să câștigăm și la mai mult.
Sigur, din punctul tău de vedere totul e perfect logic și foarte bine justificat, însă din punctul de vedere al meu, al presei și al spectatorilor, oamenii ar fi vrut să vadă mai mult echipa asta nouă pe care ai format-o acum, fiindcă pe cele vechi le-am tot văzut în anii trecuți. Și mai mult decât atât, am văzut că partea a doua a fiecărui meci a fost departe de prima parte. Însă, sigur, a fost așa o provocare din partea mea. Acum a fost bine. Am văzut un meci cu echipa completă. Da, a fost bine. Înseamnă că țineți cont și de ce scrie mai presa, așa este foarte bine până la urmă. De ce echipă de tem cel mai tare din seria asta? Fiindcă știm, promovează prima direct și următoarele două joacă baraj locuri din Superliga. Joacă baraj cu locurile 11-12 din prima ligă. Da, cu 11-12 din prima ligă. Deci, practic, și locul 2 și 3 îți dă șansa să ajungi. Și locul 2 și 3 îți dă o șansă să ajungi la baraj cu echipe care vin după un sezon sau mai multe sezoane petrecute în Liga Națională și cu un alt nivel de experiență. Locul 1 îți asigură promovarea în prima ligă, locul 2 te obligă să te autodepășești într-un turneu de baraj. De cine mă tem? Pot să zic că mă tem. Eu mă tem de următorul joc în permanență. Și cel mai tare, nu mă tem de joc, singura echipă de care mă tem în campionatul ăsta e propria mea echipă. Da, corect. Și așa m-am temut întotdeauna. Se vede cât se poate declar fără a fi lipsit de modestie, că avem forță, că jucăm un handbal din ce în ce mai bun și pe care sper să continuăm în trenul ăsta ascendent, să mai punem la punct lucrurile pe care noi le mai avem de pus la punct. Mă tem de o zi proastă, mă tem de accidentări, mă tem de disponibilități, mă tem de propria mea echipă. Da, corect. Eu mă tem de bani. Dacă m-ai întrebat pe mine de ce mă tem, mă tem de bani. Mă tem că la un moment dat se termină pușculița, mă tem că la un moment dat se termină interesul politicului pentru finanțarea acestei echipe și mă tem să nu se termine acest vis frumos care a început excelent. Știi cum e? Unii pe mine mă consideră optimist, încă nu mi-am dat seama cum mă consideră. Unii mă consideră optimist, alții mă consideră extrem de naiv, alții un începător având eu același discurs în permanență. Cred că am o fire optimistă totuși până la urmă și eu nu știu de ce, dar am încredere în cuvântul oamenilor și chiar cred că societatea asta până la urmă așa va reuși să meargă înainte, să prospere cu oameni care au încredere unii în ceilalți și cu oameni care se țin de cuvânt. Așa ar trebui, ai dreptate. Orațiu, vreau să te întreb ce vine din urmă, fiindcă tu cunoști foarte bine pe Pinera Bisițean, ai lucrat la liceu cu program sportiv și probabil că ai fi foarte interesat și în momentul ăsta să știi că ai un izvor în spate. Însă dacă ne uităm pe clasamente, lucrurile nu stau foarte bine la centru de copii și juniori, care e liceu cu program sportiv. Ce se întâmplă pe acolo? Ce mai știi de acolo? Mă bucur că ai ridicat acest subiect, în primul rând pentru că e o chestie pe care voi mass media nu știți, pentru că noi încă n-am popularizat-o. În viziunea mea, nu mi-am dorit să construiesc la Bistă o echipă care să anul ăsta să promoveze și peste 2 ani să dispară. Dăm voie să-i mulțumesc, domnule inspector general. Că avem un telefon în casă și marcăm treaba asta cu telefoanele. Bună ziua! Salut, cu mult respect, Carol. Domnul Carol, era dor. Auziți, eu când am venit la Bistrița în 60, pe Bistrița era definirea de handbaliști și handbaliste pentru toată țara. Și acum e tot așa, nu vă faceți cu noi, la fel, da. Și am avut un coleg de liceu, Horea Ștefănescu, mai are ceva de zis, de acum sau nu? Mai are, dar la pensie, la grădină acolo mai are de zis, că nu mai, s-a pensionat și nu prea mai... Da, dar am crezut că în handbal, că era foarte bun. Da, s-au schimbat generațiile, uitați-vă la Horațiu Pașca, duce cu succes Teagul înainte, să fim bucuroși și mândri. Ați fost la vreun meci? N-ați fost încă în sala polivalentă, la vreun meci al echipei noastre de handbal. Să mergeți neapărat, că vă place sigur echipa asta nouă. Așa, da. Eu am jucat un pic, dar aia numai de încălzire. Bine, mulțumesc de telefon, mă bucur că sunteți lângă noi. În continuare, o zi bună.
Mă întrebai ce mă sperie. Mă sperie laudele, mă gândesc cu groază la primul eșec. Da. Făcând-o... Ai ridicat stacheta foarte sus, ca Serghei Buca, ai ridicat-o de nu mai poți să treci decât peste ea. Da, și îți va fi foarte greu. Mi-am asumat, din momentul în care am încercat, nu puteam să conving altfel între Consiliul Județean decât ridicând stacheta. Da. Și în momentul în care m-am băgat în povestea asta, mi-am și asumat-o 100%. Fiindcă o să-ți fie greu și când o să o câștigi la două goluri, nu când o să pierzi. Povesteam de la un moment dat, ziceam soției mele, care într-o oarecare mult mai mare măsură și sfătuitorul meu de taine, am zis la un moment dat, la primul kicks pe care îl dau, nu mă spală toată Valea Bistriței. Așa e. Făcând o glumă. Că ridicai tu, m-ai întrebat-o mai devreme vis-a-vis de pepinieră. Ceea ce n-am popularizat noi până acum, însă îi mulțumesc inspectoratului școlar și celor care îl conduc, pentru că a înțeles ceea ce vrem noi să facem. Cu acord, cu sprijinul lor, am dat deja trei grupe de copii în județ. O grupă de handbal fete de clasa 5-a, în care sunt profesori plătiți pentru ceea ce fac și muncesc pentru viitorul acestui sport. O grupă de handbal fete în Telciu, o grupă de handbal fete în Galații Bistrițe și o grupă de handbal fete la Lechința. Am încercat să identificăm oameni dornici și dispuși să caute copii în zonele în care activează, să le ia de la clasa 5-a, 6-a, să le crească sau să le inițieze în handbal și să le educe după un plan pe care îl stabilim împreună. Și astfel încercăm să dezvoltăm, să mergem pe o piramidă mare care să cuprindă un spectru larg și în timp și ca zonă. Liceul sportiv, odată cu plecarea mea la Cluj, acolo am avut niște sincope, ieșind un om din sistem, n-am mai reușit să facem același număr de grupe și cred că liceul sportiv este pe drumul cel bun, pentru că avem din nou foarte multe grupe de copii în care încercăm să acoperim toate școlile din municipiu. Sperăm să atragem și cu echipa de hamare cât mai mulți copii în zonă. Eu cred că sportul ăsta are viitor, pentru că cu riscul de a mă lăuda și de a fi contrat, proiectul pe care l-am propus Consiliul Județean este unul foarte mare. Da, contează foarte mult sportul de performanță, care trage după el ca o locomotivă tot sportul de masă. Lumea se îndreaptă foarte mult spre sport de masă în ultima vreme, toată lumea așa bicicleta, vine iarna, schiurile, patinele și toată lumea face sport, însă dacă nu avem motoare de astea care să ne ducă înainte, idoli, simboluri, nu o să facem mare brânză doar din sport de masă. Da, îți mulțumesc pentru participarea la emisiunea noastră. A fost, cred eu, o emisiune interesantă. Am tras și câteva semnale de alarmă pe care o să apăs mai tare de acum înainte, cum au fost cele legate de sală, fiindcă merităm să avem o echipă bună de handbal, merităm să avem și o sală frumoasă în Bistrița, să nu mai visăm la tot felul de tâmpenii pe dealuri și pe coclauri și să ne facem curat la noi acasă, să mai schimbăm câte un bec și să mai dăm drumul la câte o centrală ca lumea, măcar atunci când vin câte 1000 de oameni în sală, fiindcă nu prea mai sunt evenimente în afară de reuniunile astea politice unde fiecare vine, știm cum vine, tras cu forța, adus cu forța în sală, altfel nu prea se mai umple sala polivalentă. Se mai umple, cel puțin la evenimente sportive, am văzut-o plină doar la un concurs de K1, dacă nu mă înșel. Gala Mix Combat. Exact, și se mai întâmplă treaba asta la ceva dansuri din când în când. Rar. În rest nu prea. La târguri alea la care se vând șosete. Și chilos, da, de plastic. Mulțumesc frumos pentru invitație, dăm voie să nu închei înainte, dar am eu un stil a face și noi absolut deloc pompos, am tendința de a transmite în permanență, mulțumesc Bistrița. E important să știi că e important să vezi atâta lume în sală, de fiecare dată rămân surprins de faptul că vin tot mai mulți bistrițeni la echipă și asta nu face altceva decât să mă motiveze pe mine personal și pe noi împreună și să ne transmită că ceea ce facem este corect. Așa că mulțumesc, Bistrița. Da, și eu îți mulțumesc că vă dau întâlnire în fiecare luni cu Petrică pe la 9:20, așa când vorbim despre ce se întâmplă în sport în general și lunea de la 14 la Corner. Dacă ați pierdut o bucată importantă din emisiunea asta, nu-i mare bai, o vedeți pe net.
pe sportulbisitan.ro. Sunt Adrian Linca și vă spun o zi bună în continuare.